Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Două zile pline de distracție și voie bună la Târgu Ocna. Simpozion cultural pe un picior de plai pe o gură de rai la Mănăstirea Cașin, vatră de spiritualitate. Spitalul Sfântul Ierarh Dr. Luca va avea echipamente medicale moderne. Sâmbătă 25 iunie, în sala Complexului Muzeal Iulian Antonescu din Bacău, a avut loc vernisajul expoziției Colecția Particulară de Artă Populară Valentin Huiban. Colecționarul este fiul al Comunei Odăbești. Valentin Huiban este un tenace căutător și păstrător de obiecte vechi tradiționale. Expoziția de la Complexul Muzeal Iulian Antonescu a inclus unelte de fierărie, tâmplărie, cizmărie, alături de covoare, ștergare și scoarțe. Prezent la reeveniment au răspuns șezătoarea Bacău, șezătoarea Palanca, șezătoarea Brusturoasă, dar și meșterul popular Marcel Tilibașa. O zi emoționantă astăzi la muzeu, o zi în care ne aducem aminte de rădăcini, ne aducem aminte de istoria oarecum uitată și nu întâmplător zic acest lucru, pentru că vă văd purtând o superbă ie și nu întâmplător am ales să facem acest interviu cu dumneavoastră. Sunteți cea care coordonează o șezătoare. Un termen așa parcă de mult apus, iar ca și grup nu cred că ne mai aducem aminte de ce înseamnă șezătoare. Șezătorile nu aveau coordonator, șezătorile erau spontane. Acum e nevoie de un om care să le adune, sau un om să strige, să zicem, o dată pe săptămână, ca ceilalți să uite de munca de birou, să uite de munca de acasă. Șezătorile înseamnă toate fetele care se adună, toate fetele care cos. Să nu uităm că șezătorile și-au pierdut funcția lor veche de a aduna seara oamenii, apoi adună ziua după serviciu. Acum adună ziua oameni din toate, pe vremuri adunau doar oameni din vatra satului, astăzi adună oameni de la birou, de la școală. Vatra orașului. Exact. Nu știu dacă există un termen pe care să-l poată adopta orașul despre care să-l locuim cu cuvântul șezătoare. Nu există. Dar îl păstrăm pe ăsta, ca să ne aducem aminte de bunici mai ușor și mai bine. Nu întâmplător am făcut referință la ia dumneavoastră și văd aici de jur împrejurul dumneavoastră niște ii absolut superbe și știu că coordonat, să zicem, sau mă rog, împreună cu echipă, că nu sunteți singură în această șezătoare, o echipă de doamne minunate, coaseți. Da, toate, fiecare fată astăzi este îmbrăcată și nu greșesc cu ceea ce a cusut. Începând din capătul ăla... Haideți să prezinteți și colegul să ia, dumneavoastră ne descrieți puțin ea. Și încă ceva, ca o completare. Aceste cămăși care sunt pe doamne au fost anul trecut în expoziție la Biblioteca Radu Rosetti Onești. Urma să zic, dar nu mai lăsa. Iartă-mă! Haideți să zicem puțin despre ea doamnei, vă rog. Păi cred că doamna ar trebui să vorbească, dumneavoastră e cel mai frumos. Din ce zonă? Întâi și întâi. Doamna a folosit un model de Argeș, găsit în cărți de Argeș. Și știu, cămașă cusută pe pânză de casă, veche, din ladă, după cum îmi dau eu seama. Este foarte gros material. Cum sunt toate cămășile din muzee. Iile nu sunt nici groase, nici subțiri. Iile sunt doar... Dense, atunci să zic, modelul. Pânza este foarte densă. Da, așa se greu. Așa este... Nu se coase greu? Nu. Se coase cu drag. Da, și cu mult suflet. În cât timp ați reușit să o finalizați? În trei luni, am înțeles. Pentru că mi-am dorit foarte mult și... Și v-ați îndeplinit visul. Următoarea ie? E o ie, cum grădea se cheamă, mai de zona de sud a țării. Așa. Cu un model cusut la fir. Și foarte mărunt. Toate sunt foarte mărunte. La ce lucru ați folosit? La două fire, peste tot, da. Și aici la fel. Da. O iei din ce zona? Zona Moldovei. Foarte frumoasă, extraordinar. A mea nu e nicio zonă, este o struță, o cămilă adaptată. A fost prima cămașă. Cămașa școală. Pe care dumneai, când a venit la noi la șezătoare, avea doar două rânduri. Și de la două rânduri a reușit să ajungă la o cămașă, eu zic, respectabilă și adevărată. Următoarea?
Asta este o cămașă tot din zona de sud, inspirată din zona de sud a țării, mărunt cu sută, cu mătase și fir și mărgele. Deci eu am găsit... Cât timp ați făcut-o? Nu, mă fac de rușine, într-un an și ceva. Și ce dacă? Când ați avut timp, nu? Că da, am găsit un model pe o poală de cămașă și doamna coordonatoare a așezat modelul în pagină și eu am executat. Eu altora am desenat. Împreună suntem o forță. Da, da, da. Bucovina. De Bucovina, da. Cu sute cu lână sau bumbac, no, uite, nu mai știu, bumbac. Bumbac. Îmi pun pătrânesc în foiat, tot pe colză de casă. Și aici ce sunt astea? Ui de pe piept. Râurii de pe piept. Am înțeles, am înțeles. Modelul foarte frumos și elegant, așa aș putea spune. Elegant, n-am crezut că o să-l pot scoase vreodată, că știam că e punct vechi, așa, și am avut ambiții și am încercat și am făcut-o în jumătate de an. Valentin Huiban s-a făcut cunoscut prin intermediul șezătorii Băcăoane, locul în care coase cu migală și răbdare modele vechi găsite pe iile bunilor și străbunilor. Un pic mai mult de jumătate de an. Și aveți o ie? Din ce zonă? Dusă spre Bucovina, cu sută cu mărgele, cu paiete aurite. Fiecare reprezintă câte ceva. Coloana infinitului, unda apei, exact cum este viața, sus, jos, sus, jos, să nu uităm niciodată. Sunt, da, de unde coborâm și de jos. Cerul pe altiță, cum noi tindem spre Dumnezeu, în crețul care reprezintă pământul și râuri cât de bogați la fetele tinere. A noi mai puțin. Dar dumneavoastră? Tot Bucovina. Tot Bucovina. Da, tot în Bucovina. Deci am observat așa o predilecție către sud și Bucovina, nu? O făcut cred că mai accesibilă nouă. E o zonă mai studiată în cărți și aici în Bacău am procurat pânza mai ușor. Am înțeles. Pentru sud, pânza de sud, pentru noi n-a fost atât de aproape. Da, fiecare are. Și dumneavoastră? La mine e aproape toată Moldova, începând de la Brăila, la Piatra și ceva din Botoșani, din zona mea de unde sunt. Este... Mi-e foarte dragă, am lucrat-o aproape zi și noapte. Cam în 3 luni, cred că, pentru că am avut nevoie de ea pentru... Asta m-a motivat, că am avut nevoie pentru un eveniment. Și mi-e drag aici, exact m-a zis domnul Bucur, de altițele îmi dau aripi să ajung la cerul meu și mă reflectez așa și rămân cu picioarele pe pământ între florile mele ca să cresc și eu frumos. Să vă ancorați bine aici, exact, în realitatea, exact, prezentă. Da, da. Și mă bucur mult de tot, e prima mea ieie, da, care a început dintr-o formă și... Cu ajutorul doamnelor am ajuns la o formă adevărată, autentic românească. Și nu întâmplător, lângă noi este și un domn. Da, bună ziua din nou, Valentin sunt. Așa, și coaseți? Da, sunt... Cred că doamna coase sunt... sau altcineva coase. Nu, nu, nu. Sunt, sunt singurul membru de gen masculin din șezătoarea din Bacău și ce port acum este... Este prima mea ie cu sută de mine. Prima cămașă, Valentin. Cămașă, mă scuzați. M-am emoționat. Este prima mea cămașă. Și din ce zonă? Din ce motive? Este din zona noastră. Din, rădăcini, se găsește și în zona casă. Piatra Bacău. Este cu sută pe pânză de casă. Pânză veche de casă. Culorile, cromatica... În cât timp ați cusut? Am cusut-o într-un timp mai îndelungat, pentru că printre picățele, așa, mai greu, și studiul durează mai mult până să încep. Undeva într-un an de zile am terminat-o, așa, printre picățele, printre altele, pentru că ați văzut, mai am și alte activități, alte pasiuni. Am înțeles. Da. Felicitări asta pentru ce ați reușit. O completare. Vă menționez că Valentin are 2 cămăși cu sute, deci asta nu este singura. Acolo este la muzeul de la Piatra Neamț și mâine vom fi în muzeul de la Piatra Neamț să expunem și o parte din cămăși acolo. Iar acum îi face și soției unul. Da. N-ați reușit să convingeți pe doamna să vină aici în șezătoare? În șezătoare nu, vine doar așa ca musafir, îi place să admire, dar de cusut nu. Nu. Și doamnele chiar nu au glumit, următoarea ei pe care o voi face, o voi face pentru soție. 2 zile pline de distracție, adrenalină și voie bună la prima ediție la Auto Creative Tuning Team, Drag Racing România Soundhouse, partener al evenimentului fiind primăria orașului Târgu Ocna. Evenimentul a inclus Auto Tuning Show, întrecere de cele mai puternice sisteme audio din România, Expo ATV, prezentare ATV Room, Expo
off-road, car, expo all-car și, bineînțeles, multă muzică și bună dispoziție. Parcul Măgura din Târgu Ocna s-a animat prin prezența unui mare număr de tineri, atât din localitate cât și din România. Nu au ocolit evenimentul turiștii care întâmplător s-au aflat prin Târgu Ocna. De altfel, primarul orașului Stațiune Târgu Ocna, Cristian Aurelian Ciubotaru, a transmis public felicitări tuturor participanților din țară, precum și cei veniți din Turcia și Republica Moldova. Peste 150 de automobile ATV-uri au fost expuse în Parcul Măgura. Iată că o atmosferă estivală, o atmosferă tinerească, energizantă, cu multe, multe mașini, oameni care cu adrenalină, oameni care împătimiți de acest sport investesc în aceste mașini frumoase, unele retro, unele mai noi, unele cu tot felul de îmbunătățiri, cu tot felul de sound-uri pe ele, și mă bucur că într-o zi frumoasă de vară la Târgu Ocna se întâmplă acest eveniment. Oamenii au venit din toată România și din afara țării. Da, sunt de peste tot, sunt împătimiți din Turcia, din Republica Moldova, din toate județele țării, de la Giurgiu, de la Prahova, Brașov, județul Bacău e reprezentat cu cinste. Oameni care, în mod normal, mă scuzați că vă întrerup, ar fi ajuns mai greu la Târgu Ocna. Iată că acum acest eveniment creează oportunități. Da, și demonstrăm încă o dată că Târgu Ocna contează pe harta turistică, că Târgu Ocna poate oferi mult mai multe decât au fost cunoscute și au fost oferite până acum, și iată că prezența la cel puțin 150 de mașini, 150 de tineri șoferi, alături de prieteni, de oamenilor dragi, de rude, de amici, au venit și petrec două zile la Târgu Ocna în stațiunea turistică pe care nouă ne place extraordinar. Sâmbătă și duminică sunt zile cu muzică, dată tare, cu bani și, de ce nu, cu multă voie bună, așa cum ați zis la început. Da, mă bucur că și am observat și aseară, chiar dacă pare o atmosferă tinerească și cu efervescență, oamenii păstrează curățenia, păstrează frumosul, nu deranjează și nu turează mașinile cât să creeze o stare de disconfort. Fiecare și-a primit locul rânduit de organizatori și asta înseamnă că fair play-ul și frumosul cântărește în această expoziție. Am văzut că ați avut grijă ca oamenii angajați ai primăriei de la curățenie să patruleze ca să fie tot în regulă, dar este foarte bine. Da, un astfel de eveniment nu-l poți organiza de unul singur, ci totul se face într-o echipă. Și aici sunt mobilizați colegii mei de la tehnic din cadrul instituției primăriei, colegii de la salubrizare, colegii de la spații verzi care toată săptămâna au pregătit terenul, l-au curățat, l-au cosit să fie frumos. Sunt colegii care sunt la centru balnear și piscina este deschisă și așteptăm să vină să facă o plajă și o baie cei care doresc să viziteze Târgu Ocna. E o atmosferă frumoasă și munca în echipă întotdeauna dă roade. Spitalul Sfântul Ierarh Dr. Luca va beneficia în scurt timp de echipamente medicale de ultimă generație. Despre ce este vorba aflăm în minutele următoare de la managerul Spitalului Ioneștean, Gelu Nicolcea. În afară de aceste două proiecte, mai avem un proiect, Totul va fi bine, se numește. El este finanțat tot pe fonduri europene, a apărut în condițiile pandemiei COVID. Este tot un proiect de 6 milioane de euro cu finanțare integrală de pe fonduri europene, unde la fel avem aparatură pentru toate secțiile, în care cel mai important este nou computer tomograf cu 128 de slice-uri de ultimă generație, încă 5 ecografe, instalație radiologică digitală, deci aparatură care va asigura creșterea serviciilor medicale pentru pacienții, pentru locuitorii municipiului nostru și cei din împrejurime. Dacă ar fi să tragem așa linie, domnul manager, cred că nu există vreo axă de finanțare, vreo linie de finanțare deschisă pe care spitalul să nu o acheseze, să nu o prindă. Da, deci... E o veste bună. E o veste bună pentru că încă din 2017, prin Consiliul de Administrație care l-am avut, cu susținerea primăriei, a Consiliului Județean și în această perioadă s-au implementat aceste proiecte pe fonduri europene care vor ajuta foarte mult și dau o altă față și spitalului și calității serviciilor medicale.
În anii trecuți vorbeam, domnule manager, de lipsa personalului medical de specialitate, mă refer la medici specialiști. La această oră, la spital, cum stăm? Și cadrele medii? Dacă acoperim necesarul? Avem încă specialități deficitare ca medici, în principal pe secția de interne. De asemenea, în sectorul de primiri urgențe în CPO, iarăși avem probleme cu personalul medic în primul rând. Dar față de anii din urmă, datorită și creșterii salariilor și faptul care a dus la limitarea plecării medicilor și personalului medical în străinătate, s-a acoperit în mare parte nevoia de personal. Și sperăm ca și calitatea serviciilor și medicare să crească odată cu aceasta. Acum știți că s-a dat o ordonanță de urgență prin care se va limita încadrarea medicilor și a personalului medical, de fapt pentru toate zonele din motive bugetare, dar în continuare posturile vacante vor putea fi acoperite. Oricum, colectivul, întreg colectivul spitalului a fost întinerit, evident, e o certitudine asta, e realitate. Da, sunt foarte mulți medici care au fost angajați și asistenți medicali care au lucrat în perioada de pandemie și prin lege au avut contracte pe perioadă determinată, au fost angajați pe perioadă nedeterminată și ceea ce este foarte bine că acești medici tineri, noi, au o altă abordare către pacienți, o empatie mai mare, ceea ce ne bucură, da. Vineri 1 iulie a avut loc la Mănăstirea Cașin în prima ediție a simpozionului cultural pe un picior de ploaie pe o gură de rai, Mănăstirea Cașin, vatră de spiritualitate. Mai multe aflăm în minutele următoare. Prezența noastră și binecuvântarea pe care o vom da este și o binecuvântare a arhiepiscopului nostru Ioachim, care iubește Mănăstirea Cașin și a numit această comunitate oameni harnici și darnici și iubitori de credință ortodoxă. Țin minte aceste cuvinte de atunci de când a pășit prima dată în această comună. Pe vremea când Paul de Alep venea aici, a spus că era ceva deosebit. Mai târziu, la 1653-58, Gheorghe Ștefan, așa cum spunea și domnul de la Asociația Culturilor, cu care am petrecut astăzi o bucată de vreme de la Constanța, pentru noi, Mănăstirea Cașin există datorită acestei biserici monumentale, Catedrala Munților, numită ea așa, în rândul celor care știu despre ce vorbesc. Și îi suntem recunoscători voievodului Gheorghe Ștefan, cu toate că n-a fost el cine știe ce, nu putem să judecăm noi, chiar dacă suntem cei care cunoaștem istoria. Gândul nostru a fost la început altul, să ne găsim o sărbătoare a noastră, a mănăstirilor. Căutând în istoria noastră, aveam foarte multe lucruri de care să ne legăm, să le punem ca un fundament al acestui eveniment. În prima fază ne-am orientat că pe 4 iulie 1922 primarul Ion Mărășteanu a făcut posibilă exproprierea a 740 de hectare de pământ, pășune, care și astăzi se află în proprietatea primăriei Mănăstirea Cașin. 6 ani mai târziu, fratele lui, primarul Vasile Mărășteanu, ne-a dăruit 2200 de hectare de pădure, aceleași demersuri pe care le-a făcut din expropierea statului și care se află astăzi în proprietatea Comunei Mănăstirea Cașin. Avem foarte multă istorie. Eu mă consider un om
că partea asta istorică destul de mic și nici nu vreau să intru în foarte multe detalii. Avem acum în sală, lângă noi, oameni care pot să descrie mult mai frumos decât mine partea noastră istorică a Mânzei, așa. Dar am vrut să aduc aminte asta, pentru că la o discuție cu Părintele Bărdoanu și pe această cale îi mulțumesc. Nu înseamnă doar centenar această întâlnire. Într-adevăr, mănăstirea Cașin înseamnă mai mult de 400 de ani. Și atunci ne legăm de Miorița. Că dacă ne aducem aminte, în urmă cu câțiva anișori, o altă primărie sărbătorea pe meleagurile noastre Miorița. Lucru care, zic eu, ca mănăstirean și care îmi iubesc foarte mult aceste meleaguri, mi s-a părut și atunci, la acel moment, un lucru care nu-i tocmai legal și nu-i tocmai... Legal era. Legal, probabil, nu asta era vorba de legalitate, ci de sentimente. Dar noi, mănăstirene, trăim pe aceste meleaguri. Noi, mănăstirene, trebuie să ne luăm Miorița înapoi. De-aia am și început acum cu toate aceste tradiții pe care dumneavoastră le-ați urmărit acum. Și îmi doresc ca noi, mănăstirene, de azi înainte să pornim tot mai multe evenimente în care să scoatem la iveală istoria noastră, că avem foarte, foarte multă. În sală sunt prezenți oameni care ne pot arăta la punct fiecare lucru istoric care s-a petrecut în zona noastră. Nu mai spun pe latura spiritualității în care Părintele Neicu ne va prezenta. Deci avem cu ce să ne mândrim și trebuie să ne iubim locurile natale. Drept pentru care în sală sunt mănăstireni care i-am chemat acasă și sunt plecați în alte localități și cărora le mulțumesc că s-au întors acasă. Este adevărat că avem nevoie și de astfel de momente, momente în care ne întâlnim cu cei dragi, cu cei plecați din localitate, în care avem timp să ne tragem puțin, să ne tragem puțin sufletul și să stăm de vorbă, să ne simțim aproape unii de alții. Nu vă ascund că astăzi este o dublă sărbătoare pentru mine. Pe de o parte, mă aflu la Mănăstirea Cașin, la zilele comunei, și pe de altă parte, este și ziua mea de naștere, pe care mi-o petrec, așa cum mi-aș petrecut și multe alte zile de naștere, alături de oamenii la care țin. Doamnei primar, i-am spus că bineînțeles că o să petrecem astăzi împreună, familiei mele, și vă spun că în sală sunt cei trei fii ai mei împreună cu soția. Lor le-am spus că o să mergem să vizităm una dintre cele mai frumoase comune din județul Bacău și o să vizităm chiar mănăstirea care poartă numele localității, așa că, fără să vreau să o lungesc foarte tare, sper să aveți parte de niște evenimente foarte reușite, doamna primar. Vă felicit pentru că ați spus mai devreme despre, ați amintit despre niște primari care au donat localității Mănăstirea Cașin, fie terenuri, fie pășune, fie pădure. Eu aș vrea să vă spun despre doamna primar un singur lucru. Probabil că din declarația ei de avere nu o să aibă mare lucru ce dona material acestei comune, dar vreau să vă spun că așa cum o cunosc eu, oferă acestei comunități extrem de mult suflet, extrem de multă pasiune și vă aplaud, doamna primar, pentru tot ceea ce faceți în fiecare zi pentru Mănăstirea Cașin. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 5 iulie, cerul va fi parțial senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 32 de grade Celsius. Sunt posibile furtuni cu fulgere, iar minima pe timpul nopții coboară până la 19 grade Celsius. Miercuri, 6 iulie, cerul va fi parțial înnorat, cu maxima zilei ce ajunge până la valori de 31 de grade Celsius. Sunt posibile furtuni cu fulgere, iar minima pe timpul nopții coboară până la 17 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla acces în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.